Bună, bună tuturor! Ce faceți? Cum sunteți? Eu sunt Denisa și astăzi o să încerc să mă reapuc de vlog. Da, știți că am mai avut eu câteva tentative de vlog, dar au eșuat din pandemie. Deci au trecut câțiva ani, iar între timp s-au schimbat multe. Și un lucru care s-a schimbat major, bineînțeles vreau să zic, e că am devenit mămică. Și astăzi vreau să încep să mă reapuc de vlog oarecum, adică bine, nu știu dacă o să postez chiar constant, adică nu cred că o să postez chiar săptămânal, deși mi-aș dori, dar nu știu, nu promit nimic. Dar pentru început vreau să fac un Q&A. V-am lăsat pe Instagramul meu, care este chiar aici. V-am lăsat pe Instagramul meu, pe Insta Story, o căsuță cu întrebări speciale pentru YouTube, unde am zis că să vă răspund aici, pentru că aici pot să mă lungesc și 20 de minute dacă e și să vă răspund mai detaliat la curiozități, depinde ce vreți să știți despre sarcină, despre mine, o să fie așa ceva. Adică nu e un vlog doar despre sarcină. Dacă găsesc o întrebare la care pot să răspund, o să răspund, indiferent că e vorba despre sarcină sau nu. Bun. Deci să trecem la Q&A-ul nostru. Mi-am pregătit aici întrebările și haideți să procedem. Prima întrebare. Te-a durut când ai născut? O întrebare pe care am tot primit-o. Începem așa, eu am născut prin cezariană, adică am fost tăiat acolo la jos, mai la burtică și ce durere să fie, că n-am simțit din moment ce n-am trecut printr-un travaliu, automat durerea nu s-a simțit când am născut, dar în schimb durerea a apărut după, logic, pentru că am avut o tăietură, o operație. Și s-a simțit durerea, dar e logic, adică te doare când te operezi de apendicită, când îți scoate un copil din burtică. Deci durerea există, dar nu știu cum este la naștere naturală, bănuiesc că și acolo doare, logic, din moment ce treci printr-un travaliu, este o durere destul de nasoală, zic eu, nu știu, dar așa știu, așa mi-a zis mama, cel puțin că ea m-a născut natural. Deci, ce pot să zic despre cezariană din punct de vedere al durerii? Ce pot să zic despre cezariană, având în vedere durerea, este că la recuperare e puțin dureros, dar nu e imposibil. Cel puțin în cazul meu a fost ok. O durere de care, o durere prin care poți să treci lejer. Nu știu dacă s-auzi pe cameră, dar ăștia sunt vecinii mei. Așa, următoarea întrebare. Cum ați ales numele Flea? Deci, întrebarea asta am tot primit-o. În primul rând, ca să se înțeleagă, odată pentru totdeauna. Flea este o prescurtare de la numele lui întreg, care este Felix Luca Ioan. Da, are trei prenume, pentru că așa am vrut noi să-i punem. Trei prenume, pur și simplu. Și am luat fiecare inițială din nume și a ieșit Flea, logic, gen F de la Felix, L de la Luca și I de la Ioan și e și Flea. Și așa îl strigăm noi că, nu ne place, deci mie personal îmi place și Felix și Luca și Ioan și am zis că nu mă pot hotărâ doar la un nume, așa că vreau să le includ pe toate, trei într-o prescurtare din asta și am ales să fie Flea, pentru că se potrivește. Și cum l-am ales? Haideți să vă zic. Deci Ioan este numele de sfânt, ăsta era sigur 100%, am zis că Ioan o să fie numele de sfânt. Și apoi mai trebuia un prenume și nu știam. Mie îmi plăcea foarte mult Felix, și sincer vă zic, fără niciun așa, din Enigma Otiliei. Mie mi-a plăcut foarte mult de când am citit Enigma Otiliei. Mi-a rămas în cap numele Felix, mi-a plăcut foarte mult. Și mai era și Luca, care ne plăcea la fel de mult. Și nu știam ce să alegem. Și am zis odată, băi, ce ar fi să-l cheme Felix Luca Ioan? Și am zis că, chiar sună și bine. Adică mi s-a părut așa numele perfect, adică că se potriva perfect. Felix Luca Ioan Terente și așa a rămas. Deci cam asta este povestea numelui. Next. Vă mai doriți un bebe? Băi, dacă m-ai fi întrebat acum o săptămână jumătate, deci eu când filmez asta,
Am 2 săptămâni de când am ieșit din... Aproape, mâine fac 2 săptămâni. Deci când filmez, nu știu când postez, dar când filmez asta, mâine, sâmbătă, fac 2 săptămâni... 3 săptămâni, pardon, hai că m-am luat o razna. Fac 3 săptămâni de când am ieșit din spital. Deci dacă m-ai fi întrebat acum vreo 2 săptămâni și ceva, ți-aș fi zis că nu mai vreau. Deși înainte să-l nasc pe bebe, eram 100% sigură că îl vreau și pe al doilea. Și apoi m-am răzgândit după operație, pentru că a fost... Na, a fost recuperarea aia care... Bine, nici acum nu m-am recuperat total, dar sunt mult mai bine. Dar atunci când nu puteam să mă ridic din pat fără ajutor, aveam nevoie de ajutor efectiv peste tot, am zis că nu mai vreau încă un bebe. Deci nu credeam că nu o să mă mai vindec niciodată și că așa o să fiu mereu de asta și eram foarte speriată. Și acum când mă simt mai bine, adică după 3 săptămâni, da, mai vreau un bebe, vreau și o fetiță. Și faza este că nu o să vină prea curând, prea curând însemnând la o distanță de un an, deși mi-ar fi plăcut foarte mult dacă aș fi putut să nasc natural, aș fi făcut repede la mai puțin de un an distanță, adică cât de repede s-ar fi putut. Dar așa, cel mai repede se poate la 2 ani, pentru că așa este recomandarea medicului. Dacă naști prin cezariană, 2 ani trebuie să ai o pauză între bebei și logic o să respect ceea ce a zis doctorul, cel puțin un an și 8 luni, oricum 2 aproape, o să stăm cu minți. Dar după aia, da, vrem al doilea bebe. Dacă nu-l fac după 2 ani, 2 ani și jumătate maxim, nu mai fac al doilea bebe, pentru că nu vreau să fie diferență foarte mare între ei. Deci, da. Ce reacție au avut părinții tăi când l-au văzut pe Flea? Au plâns, na, ce reacție poți să ai când îți vezi primul nepot? Adică, bine, orice nepot pe care îl vezi, indiferent că e și al cincelea, probabil ai emoții și așa, pentru că e o persoană nouă pe care o cunoști din familia ta, dar primul nepot, vă dați seama că, logic, au avut emoții, mama a plâns, tata era așa și el topit și părinții lui meu la fel, adică vă dați seama că e un sentiment așa unic. Ce să zic? Care este numele de familie al lui Bebe? Numele lui de familie este Terente, numele de familie al iubitului meu, pe care, da, știu că el e denumit peste tot, până și eu îi zic Terente, dar asta pentru că așa vrea el să fie strigat, așa s-a prezentat dintotdeauna, gen, bună, eu sunt Denisa, bună, eu sunt Terente, și Terente a rămas, gen, toată lumea îl strigă așa, dar presupun că nu e un caz unic, pentru că majoritatea băieților pe care eu îi cunosc, cel puțin, sunt strigați după numele lor de familie. Pe el îl cheamă George, da, prenumele lui, al iubitului meu, vreau să zic, e George, dar numele de familie este Terente și bebelușul a luat numele de familie al tatălui, adică Terente. Cum te-ai simțit în timpul sarcinii? Oribil. Am avut o sarcină oribilă ca stare, vreau să zic. Eram foarte entuziasmată că sunt însărcinată și mi-aș fi dorit să fac mult mai mult în timpul sarcinii, dar am avut o sarcină toxică și nu am avut grețurile alea despre care n-a vorbesc, despre care au zis peste tot. Nu le-am avut doar în primele 3-4 luni, eu le-am avut timp de 8 luni. În ultima lună, cât de cât am fost mai ok, și mai ok vreau să zic că n-am mai vomitat. În schimb, tot aveam, începusem să am arsuri, de fapt, în ultima lună, dar tot aveam o stare din aia nasoală după ce mâncam ceva. Cam orice, de fapt, că nu aveam, adică, corpul meu nu reacționa la ceva anume, cam tot ce mâncam, nu aveam o mâncare pe care să o suport. Gen, cam orice mâncam, îmi dădea o stare așa din aia de greață, dar fața este că în primele 8 luni am vomitat, gen, vomitam... Hai să zicem, de prin a 7-a lună vomitam o dată pe săptămână, ceea ce era super ok. Dar în primele 6-7 luni, cam așa, fai, mamă, cam zilnic. Deci cel puțin dimineața era teroare, ori icneam, ori vomitam direct sau după ce mâncam imediat, nici n-apucam uneori să ajung la baie, vomitam direct în ghiveta, în ghiveta de la bucătărie. Deci a fost teroare pentru mine, sarcina ca stare. Dar așa vă dați seama că m-am bucurat de fiecare mișcare a bebelului, de tot, de... Am fost foarte fericită că eram însărcinată, doar că atât mi-aș fi dorit să nu am parte de o sarcină toxică. Acum, asta este... Și să știți că, deși am avut parte de sarcina asta toxică, gen nasol, să dați seama 8 luni de zile să nu poți să mănânci și în ultima lună să ai arsuri, dar arsuri din alea în care, băi, deci dacă nu luam un dicarbocalm... Și apropo, dicarbocalm
Dicarbocalm, luam pentru că mi-a recomandat, îmi recomandase de fapt obstetricianul meu, deci nu luam de capul meu și dacă sunteți însărcinate să nu luați nicio pastilă de capul vostru. Eu tot ce am luat pe recomandarea medicului meu obstetrician. Dacă nu luam un dicarbocalm de 3 ori pe zi, eu nu eram om, nu aveai ce să vorbești cu mine, aveam niște arsuri oribile. Și da, vă dați seama că na, nu este comod. Și da, ce voiam să zic inițial, deci am început. V-am zis că și deși am avut o sarcină cu o stare așa nasoală, aș mai face un copil, pentru că, nu știu, mă credeți că am și uitat, acum mănânc, pot să mănânc lejer, nu mai am arsuri, nu mai am grețuri. Eu mă gândeam că o să le am și după naștere, dar am scăpat de ele imediat cum am născut. Și să știți că, deși am trecut prin toate astea, aș mai vrea un bebe. Chiar dacă mă gândesc că sunt șanse de 99% să mai am iar o sarcină toxică, că mă gândesc că dacă o ai pe prima toxică, e și a doua la fel, dar chiar aș vrea încă un bebe. Cum îți organizezi timpul cu Flea? Exact așa. Mă machiam pentru acest clip, i s-a făcut fomică, am făcut pauză, m-am dus, l-am schimbat, i-am dat să mănânce, a adormit, m-am dus, mi-am terminat make-up-ul, acum filmez, dacă între timp se face foame, îl hrănesc, apoi continui, adică timpul meu îl fac după el. Când lui este foame, eu mă opresc din absolut orice am de făcut, îi dau să mănânce. Când are dureri de burtică, mă opresc din absolut tot ce am de făcut din nou, îl țin în brațe, îl pun pe burtica mea, caut diverse modalități de a-l liniști și na, deci timpul meu e după starea lui, după el, adică nu am timpul meu momentan, doar așa, am pauze unde, na, ba mă hotărăsc să filmez un TikTok, ba dorm o oră, două, cât doarme și el, pentru că noaptea el se trezește foarte des să mănânce și automat că nu am odihna aia de care aș vrea să am parte. Deci nu am un timp al meu pe care să mi-l fac cum vreau eu momentan. Dar să vedem. Sperăm că o să fie mai bine după ce-i trec colicii. Deși să știți că i-au cam trecut deja, adică ultimele două nopți, chiar trei dacă nu mă înșel, a dormit foarte lejer și chiar mă bucur. Sper să continui așa. Da. Intră, că eu tai după aia la montaj. Mamă, că s-a făcut cacu. Păi ce, îl schimbi acolo? Mm. Adu-l aici. A, da? Păi da, adu-l aici, că-l schimb eu. O, dar ce să-ți o ia într-una? O alez nouă trebuie. Da, după cum vă spuneam, timpul meu e după timpul lui. După starea lui, pardon. Da, dar de ce ai tu o plăcere să faci pipi pe mine? Dar bine că te-am oprit la fix. Da, dar n-ai făcut mult. De ce trebuie noi să urlăm mereu? Bună ziua! Ce se întâmplă? De ce plângem noi? De ce plângem noi, mami? Iubirea mea mică. Îi dăm să pape și revenim. Am revenit, sper că l-am pus în aceeași poziție pentru că l-oprisem și nu mai țin minte nici în ce poziție era, nu mai țin minte nici la ce întrebare am rămas. Trecem la următoarea. Cum te simți tu ca mămică? Băi, vă zic sincer că este un sentiment unic, este ceva magic, e ceva, un lucru... Cred că asta este, nu cred că ai cuvinte să poți să zici ce simți când ești mămică, trebuie doar să fii ca să înțelegi. Este un sentiment unic pentru că ai bebele cu tine acolo în burtică atâtea luni, ai o conexiune cu el, formezi așa un fel de relație unică, efectiv e unică, pentru că este din tine, nu știu, e al tău, știi-l, simți-l. Nu știu cum să vă explic și mă simt așa, mă simt eu unică în primul rând, mă simt, nu știu, mă simt, nu am cuvinte să pot descrie cum mă simt, e un sentiment așa, nemai întâlnit. Te-am încurcat așa? Da. Tu vorbește. Nu pot să vorbesc când ești tu. Ce mă inervezi, dar eu...
Da, și în concluzie asta vă ziceam că mă simt, nu știu, e un sentiment unic, nemai întâlnit, e un sentiment oricum foarte frumos și e o senzație de milioane, nu știu cum, nu știu să zic mai multe. Continuăm. O întrebare foarte întâlnită. Am mai primit-o eu odată, am răspuns la ea și de atunci eu tot primesc în continuu și am zis să vorbesc despre asta într-un vlog pentru că, nu știu, așa am decis eu. Ai folosit metode pentru influențarea sexului copilului? Dacă da, ce metode? Deci am primit prima întrebare odată și am zis că da, am folosit. Și apoi toată lumea m-a întrebat ce metode. Și am zis să zic în vlog. Haideți să vă zic cu începutul. Eu dintotdeauna, de când mă știu eu, de când sunt mică, întotdeauna mi-am dorit ca primul meu copil să fie băiețel. Îmi doresc că nu de mult și o fetiță. Dar mi-am dorit să am un băiețel prima dată, ca după aia să fac o fetiță. Pentru că mi-am dorit mereu ca băiatul să fie mai mare decât fetița, pentru că atunci când vor crește, așa mi se pare mie drăguț ca fratele să aibă grijă de surioara lui. Da. Și mereu, de mică tot am manifestat, dacă vreți să ziceți așa, că, băi, eu când o să fiu, eu o să vreau prima dată un băiețel și apoi o fetiță. Bineînțeles, dacă ar fi fost o fetiță, la fel de mult m-aș fi bucurat. Dar în sinea mea, așa mi-am dorit eu, ca primul meu copil să fie un băiat. Și nu știu cum a făcut viața asta de... M-a dus la locul potrivit, în momentul potrivit, dacă pot să zic așa. Eram la facultate într-o oră. Și nu mai știu cum venise vorba, chiar nu mai știu să vă zic exact că a trecut ceva timp de atunci. Și știu că spusese proful de atunci, de la facultate, că dacă vrei să fie băiat... Ai, stai să și mă gândesc cum să vă zic, pentru că nici nu vreau să folosesc termene așa foarte specifice, având în vedere că, na, mai sunt și copii care se uită, să zic așa, să înțelegeți voi ăștia mai măricei. Deci, dacă vreți să fie băiat, să... Trebuie să... Băieții sunt mai puturoși și au nevoie de o încercare dublă. În schimb, la fete e de ajuns o singură încercare, să zic așa, în perioada fertilă, bineînțeles. Acum eu am auzit că sunt fel și fel de metode. Ceea ce mănânci contează sau eu mai știu. Eu nu m-am luat, deci eu n-am folosit absolut nicio metodă din astea pe care le găsiți pe net. Deci eu așa am folosit. Am încercat de două ori, ca să zic așa, în perioada fertilă a lunii, pur și simplu am încercat de două ori, pentru că așa știam că iese băiețel, având în vedere că corpul meu are nevoie de doi intruși, nu știu cum să explic asta, ca să fie pe înțelesul tuturor. Așa, și am zis că, Doamne, ajută, fie ce-o fi. Și... Bă, să știți că după ce am aflat că am rămas așa cu teste, cu tot, pur și simplu simțeam eu că e băiat. Nu știu de ce, nu știu cum, pur și simplu simțeam că am băiat. Și chiar când am aflat, chiar înainte, am și zis că gata, când știam că trebuie să merg la ecografia la care o să aflu și sexul, am și zis, băi, e băiat, sigur e băiat. Și când m-a dus și mi-a confirmat, adică eram, nici n-am avut așa vreo... Nu m-am luat prin surprindere, adică chiar... simțeam și știam că e băiat. Nu știu acum dacă am băiețel din cauza că am folosit această metodă sau am băiețel pentru că am manifestat atâția ani sau am băiețel pentru că nu știu, pur și simplu așa a fost să fie, dar dacă e să o luăm, eu da, am folosit o metodă pe care o știam eu. Acum dacă s-a întâmplat să am băiețel pentru că am folosit metoda asta, sau s-a întâmplat să am băiețel pentru că așa s-a întâmplat, nu știu asta. Deci dacă încercați metoda asta, să știți că și nu vă iese, nu știu, eu am folosit-o, mie mi-a ieșit. Acum nu știu ce să zic. Și
nici nu am persoane apropiate care să fi folosit metoda asta și să vă zic că la ei a funcționat sau nu. Că dacă aveam și vă ziceam, bă, uite, a funcționat și la X și la Y, mai ziceam, dar așa nu știu să vă zic. La mine a funcționat. Deci eu am fost un caz fericit. Acum nu știu ce să vă zic. Și sper că ați înțeles cum stă treaba. Bine, sigur ați înțeles ăștia care sunteți mai mulți. Continuăm. Câte kilograme are Fli? Și mai am mai primit întrebarea cu câte kilograme s-a născut. Ei bine, el s-a născut cu 2,8 kg. Și în momentul de față are 3,6 kg, 700 ceva de genul, în 3 săptămâni. Chiar spre 4, merge, dar n-are 4, aici maxim 3,8 kg. Deci cam atât are. Eu zic că a evoluat foarte bine în 3 săptămâni, ce vrei mai mult de atât. Când ai aflat că ești însărcinată, te simțeai pregătită că o să fii mamă sau ai devenit pe parcurs? Și haide să vă zic, am tot primit întrebarea asta, ești pregătită, ești pregătită? Eu sunt 100% sigură, sau hai fie 99% sigură, ca să nu băgăm mâna în foc de tot, că eu, făcând copilul la 21 de ani, aproape 22 în fine, simt ca având în vedere că e primul copil, vreau să zic, sunt sigură că simt cam același sentiment ca o femeie care naște la vârsta de 30 de ani, să zicem, o vârstă, na, puțin mai înaintată decât a mea. Adică ce vreau să zic? Că nici femeia de la 30 de ani, dar nici eu la 21 de ani, nu o să ne simțim pregătite la primul copil. Pentru că nu ai cum să te simți pregătit, pentru că este o experiență cu care tu nu te-ai mai întâlnit niciodată în viața ta. E ceva ce înveți. E ca și cum tu vii și mă întrebi pe mine, te simți pregătit să te dai cu rolele? În condițiile în care eu nu m-am dat niciodată în viața mea pe niște role, patine, etc. Eu normal că nu am cum să zic că mă simt pregătită, pentru că eu niciodată nu am trăit experiența aceea și n-am cum să zic că da, sunt pregătită, dar pregătit de fi pe parcurs. Exersând, în momentul în care mi-am ținut copilul în brațe, automat că nu a fost nici măcar, nu s-a pus vorba de vreo să mă simt pregătit sau ceva. Am simțit ce trebuie să fac. Când l-am schimbat prima dată, nu mi-a arătat nimeni și bine, nici că ar fi vreo complicăciune. Dar am simțit că așa trebuie să îi pun pe Pampers-ul și n-a venit să-mi... Bine, dacă rugam doamnele de acolo, veneau, mă ajutau, dar nu am simțit eu nevoia să le rog să vină să mă ajute sau mai știu eu ce altceva. Am simțit eu cum să fac toată treaba asta și nu doar eu ca mamă care... Vreau să vă zic și despre iubitul meu care și el nu a întrebat, el a schimbat prima dată scute cu copilul lui, pentru că eu eram în pat și încă nu aveam voie să mă mișc din pat. Era fost ziua aia, prima zi, trebuia să stau întinsă în pat până a doua zi dimineață, n-am avut voie să mă ridic. Și veneau și schimbau bebelul, doamnele, de acolo, asistentele. Iubitul meu a tras așa cu ochiul, să zic, a furat meseria și... La un moment dat, n-am mai sunat să vină să-l schimbe, s-a pus el și a schimbat bebelul singur. Și am stat și mă uitam cu câtă dexteritate, adică nemai făcând asta niciodată în viața lui. Adică vreau să zic că pur și simplu toate chestiile astea vin de la sine. Și n-ai cum să te simți pregătit. Pregătit pur și simplu... Ești, devii pe parcurs, nici nu știu cum să vă explic. N-ai cum să fii pregătit... Adică să zici, da, mă, sunt pregătit, devin mama, având în vedere că este o experiență cu care eu nu m-am întâlnit în viața mea. N-ai cum să vii să spui așa ceva. Părerea mea. Acum, dacă vine cineva și spune, da, mă, sunt pregătită să așa și având în vedere că e primul copil, na, ce să zic, bravo, felicitări, dar eu totuși cred că pregătit ei devii pe parcurs în niciun caz atunci când, na, nu știu. Sper că ați înțeles ce am vrut să zic. Cum le-ai spus părinților tăi că o să fie bunici? Păi eu atunci locuiam în București, nu locuiam aici în Tulcea și pur și simplu a fost puțin mai complicat pentru că eu, când am aflat că sunt însărcinată, urmam un tratament pentru acne, unde tratamentul ăla, cum să vă zic, îmi era interzis, efectiv, interzis să rămân însărcinată având în vedere că luam tratamentul. Problema este că eu când am început să iau tratamentul eram deja însărcinată.
Făcusem un test, ieșise negativ, problema a fost că l-am făcut mai devreme cu vreo 4 zile. Și eu când am văzut că a ieșit negativ, am început să iau pastilele respective, prescrise de medic, nu o să dau denumire, și... cum se cheamă? Și îmi întârziase menstruația. Am zis că, bă, o fi de la pastile... Na, mie de obicei, dacă nu-mi venea, de fapt, mai mereu îmi venea fix în ziua în care trebuia să-mi vină, maxim la o zi diferență. Dar am zis, în momentul ăla că am văzut că mi-a întârziat și mi-a întârziat cam o săptămână, bine, mi-a întârziat 9 luni, dar atunci deja trecuseră o săptămână, am zis, bă, o fi de la pastilele astea. Și practic am luat pastilele alea cam vreo 14 zile, după 14 zile am văzut că tot nu-mi vine menstruația și am zis, haide totuși să mai fac un test. Și m-am dus, am luat un test și a ieșit pozitiv. Am mai luat încă una și pozitiv, am mai luat încă unul, am luat vreo 4 teste și toate erau pozitive. Și am mai făcut unul la a doua zi dimineață, să fiu sigură, și a ieșit tot pozitiv. Am întrerupt automat, instant am întrerupt tratamentul pentru acne. Am sunat la doctor rapid, rău de tot, ca să mă duc la un control, să văd cum este, pentru că vă dați seama, eram foarte speriată. Nu pentru că rămăsesem însărcinată, eram foarte speriată din cauza pastilelor, pentru că mi-era foarte frică, pentru că știam că, având în vedere că ele, nu aveam voie să le iau, având în vedere că sunt însărcinată, eu deja le luasem de 14 zile, nu știam ce se întâmplă. Și îmi făcusem programare la un doctor. În fine, aici e altă poveste. Și faza a fost că a trebuit să o sun pe mama și să-i zic la telefon, din păcate, așa a fost să fie, și să-i zic că sunt însărcinată și să-i zic și situația respectivă, pentru că urma să merg la medic și așa mai departe și voiam să știe și ea despre starea mea, să... n-aveam cum să ascund așa ceva. Dacă ar fi fost să aflu că sunt însărcinată fără problema asta în spate, aș fi așteptat până acasă și aș fi făcut o surpriză, dar așa aveam nevoie să-i zic, să vorbesc, să mă descarc cu cuiva și am ales să-i spun mamei, logic. Și a reacționat foarte bine, adică ei erau foarte fericiți și mama și tata foarte fericiți de veste. Singura problemă a fost asta, că am fost foarte stresați în legătură cu pastilele astea, pentru că nu prea înțelegeam, adică nu că nu înțelegeam, nu prea știam ce urmează să se întâmple din cauza lor. Și în fine, ca să zic acum toată povestea, când am ajuns la doctoriță, am dus cu pastilele respective, le-am arătat, tanti le-a citit acolo, să vadă despre ce e vorba, și mi-a zis exact așa, că dacă în următoarele 2-3 luni eram însărcinată cam într-o lună, cam așa, logic, automat, o lună, o lună și puțin, și doctorița mi-a zis așa, că dacă în următoarele săptămâni, să zicem, următoarele 2 luni, să zicem așa, nu sângerezi, adică sângerezi la modul să, cum să vă zic eu, mai mult decât ar trebui, copilul nu o să fie afectat de pastile, pentru că pastilele astea l-ar fi afectate dacă fătul era deja format. Dar singurul mod în care l-ar fi putut afecta pe bebe ar fi fost să îl elimine, nici nu știu cum să zic, să sune. Vă dați seama că oricum am fost distrusă 2 luni, eram panicată de fiecare dată când făceam pipi. Voi eram foarte panicată să nu vă durme de sânge, eram foarte speriată. Deci n-aveați idee cât de speriată am fost timp de 2 luni, nu am făcut absolut nimic la modul să car greutăți și așa mai departe, pentru că nu voiam, mă gândeam că orice aș fi făcut ar fi putut să-l afecteze. Și am avut grijă și ce am mâncat și așa. Și faza este că am început să am grețuri foarte rapid. Cred că când am fost la doctoriță, după o săptămână am început să am grețuri, să vomit dimineață și așa. Și apoi când m-am dus la al doilea control, la dânsa, și am zis că n-am sângerat și așa și că am avut, că am început să am grețuri și așa, și mi-a zis că e foarte bine dacă ai grețuri. E extraordinar de bine și acum... Na, deja cred că aveam vreo 2 luni când m-a dus, mi-a zis că și sarcina evoluase foarte bine și practic mi-a zis că e bine. Având în vedere că mi-e și rău și sarcina se vedea bine, mi-a zis că e bine. Și în fine, eu mi-am mai făcut griji. Până în a 4-a lună eu am avut problema asta pe cap,
Dar după aia, după a patra lună, cam din a cincea, când am făcut și anunțul pe Instagram de altfel, am fost mai relaxată, adică deja știam că nu mai are cum să își facă efectul pastilele asupra lui și na, deci cam asta a fost problema. Toată lumea a fost stresată în primele trei luni din cauza acelor pastile. Așa, ca idee, toată lumea a fost fericită, vă dați seama de ce să nu fie, adică până la urmă e o veste bună, nu e ca și cum am sunat și am zis cine știe ce rău, că nici nu vreau să zic. Cum a fost în spital cu asistentele? Băi, în spital a fost super mișto, cu asistentele și mai mișto, aveam acolo un telefon la care puteam să sun la orice oră, ba pentru mine, ba pentru bebe, la orice întrebare, orice nevoie. Oh. Am revenit. După cât timp îți vine picătura roșie după sarcină? Te pup! Ai un bebe foarte frumos, mulțumesc și eu, te pup! Păi picătura roșie după sarcină mi-a venit atunci, imediat. Nu știu când o să-mi vină regulată, dar momentan de când am ieșit din spital, adică de 3 săptămâni, sunt pe picătura roșie non-stop. Non-stop, efectiv, în fiecare zi sunt. Și cică, în mod normal, ar trebui să fiu cam vreo 40 de zile, având în vedere că și alăptez, nu știu cât timp o să fiu pe picătura roșie, dar momentan sunt non-stop. Vedem după aia când se regulează. Se reglează. Aia, canțo. Când se reglează. Da. Trebuie să ții regim sau poți mânca orice? Nu știu. Sunt persoane care îmi zic că pot mânca orice pentru că copilul are colici oricum, chiar dacă îl hrănești cu lapte praf, el tot o să aibă colici. Sunt persoane care îmi zic că ar trebui să țin un regim, adică să nu mănânc fructe legume crude, să nu mănânc cartofi, să nu mănânc mai știu eu ce. Eu mănânc din toate câte puțin. Bebe oricum are colici, dar nu are colici din aia exagerat de grei, să zic așa. Adică suntem ok, ce pot să zic mai mult, nu exagerez cu mâncarea, dar nici nu țin un regim. Încerc să le combin, să zic așa. Bună, eu sunt din Tulcea și aș vrea să știu unde ai născut. Îmi este frică de spitalul de aici. Eu n-am născut aici, am născut la Constanța, am născut mai exact la un spital privat, la Armonia, nu știu cum vreți să pronunțați. Eu am născut acolo pentru că doctorul la care eu mi-am monitorizat sarcina, acolo lucrează el, acolo... naște el, acolo operează, acolo, bine, naște el, nasc eu de acolo ajutorul lui și am ales să nasc acolo. Bineînțeles, el, din câte știu eu, lucrează și la un spital, din ăsta spital așa, dar eu am preferat să nasc la privat, având în vedere pandemia și plus că n-ar fi fost mare diferență între prețuri, am zis că e mai ok aici pentru că stăteam într-o cameră singură, puteam să le iau și pe iubitul meu cu mine să mă ajute. Am considerat că aici este mai ok, deci eu am născut la Armonia. Acum, nu știu dacă aș fi născut acolo neapărat, eu v-am zis, am mers pentru că am vrut să nasc neapărat cu medicul care mi-a monitorizat sarcina, dar... dacă el ar fi lucrat în altă parte, cred că m-aș fi dus în altă parte. Eu nu m-am dus acolo pentru spital în sine. De ce ai ales cezariană? N-am ales cezariană, am fost obligată, e mult spus. A cam trebuit să nasc prin cezariană, pentru că eu am probleme cu vederea. Am dioptrii foarte mari, în momentul de față port lentile, în cazul în care vă întrebați, nu stau chiar chioară. Am minus 5 și minus 5 puțin. Adică sunt chioară, fără ochelari, fără lentile, nu prea văd. Văd în ceață, nu prea disting lucrurile. Și am mers la oftalmolog. Oftalmologul mi-a zis că îmi recomandă să nasc prin cezariană pentru că aș putea să fac desprindere de retină. Obstetricianul mi-a recomandat la fel și am zis că decât să... Bine, mi-a zis că aș putea să încerc să nasc și natural, dar pot avea problema asta și am zis că, băi, decât să
în caz de se întâmplă, n-ai de unde să știi ce se întâmplă, am zis că decât să umplu după aia prin spitale sau mai știu eu ce altceva cu ochii, mai bine merg la sigur. Mi-aș fi dorit foarte mult să nasc natural, dacă n-aveam problema asta cu ochii, credeți-mă că aș fi încercat natural, nu știu dacă mi-ar fi ieșit, poate că aș fi ajuns tot la cezariană, habar, n-am de unde să știu, dar mi-aș fi dorit să încerc, dar am zis că pentru siguranța mea, pentru siguranța bebelușului, mai bine apelăm sau na, rămânem la varianta care este mult mai sigură. Aveți niște sarcini privindu-l pe bebe pe care le împărțiți și nu împărțim nimic. Pur și simplu, bal schimbă el, bal schimb eu. Singurul lucru pe care îl fac eu și doar eu este să-l alăptez, pentru că ce credeți, iubitul meu, nu poate. Dar nu avem. Când plânge, bal țin eu, bal țin el, îl ține el, pardon. Noaptea, ba mă trezesc eu, ba se trezește el, îl schimbă și apoi mă trezesc eu să-i dau de mâncare. Nu împărțim sarcinile, adică să zicem că bă, tu faci doar asta și eu fac doar asta. Pur și simplu facem amândoi, împreună. Așa e cel mai bine și cel mai ok, zic eu. Cum se simte când îți scoate ațele? E dureros? Durează 2 secunde, foarte puțin, ca să zicem 5 secunde, chiar pe ceas vreau să zic. Dureros nu e, simți așa, simți ceva, dar nu e dureros, nu știu să descriu cam, să asemăn, de fapt, nu știu cu ce să asemăn ceea ce am simțit, dar nu e dureros, e super ok și durează foarte puțin. Și sincer, e mult mai ok după ce scoate ațele, deci eu după o săptămână mie mi-a scos ațele și timp de o săptămână atunci am avut nevoie de ajutor, să mă pun în pas, să mă ridic din pat, am fost teroare și chiar am și zis că bă, eu nu cred că o să mă mai recuperez vreodată. Dar după ce mi-a scos ațele, deja începusem să mă ridic singură, să mă mișc mai bine, să mă plec, să... Trebuie să depui și tu puțin efort ca să-ți revii. Nu poți să-ți revii așa, așteptând minuni din cer. Nu trebuie să depui efort să ridici greutățile, dar să încerci cât de cât să îți pui o șosetă singur, să te apleci, să te încalți, să mai știu eu. Da, oricum, n-a fost dureros. Scoaterea ațelor a fost chiar ok. Ți-a fost frică înainte de naștere? Haide să vă zic ceva. Nu mi-a fost frică de faptul că voi deveni mămică și că va apărea un nou sufletel în viața mea. Nici de cum. Eram nerăbdătoare, emoționată, poate, da. În schimb, aveam o frică și haide să vă zic și de ce. Aveam o frică de operație în sine. Și poate că nu de operație neapărat, cât de să trag palme de acele alea. Eu nu suport acele, deci mie mi se face rău când mă duc să-mi iau sânge, să-mi fac analize. Mi-e rău acolo, deși zic la doamnele alea de dinainte, să știți că mie mi-e frică de acele și doamnele alea mă întind așa pe spate, îmi dau să miros nu știu ce alcool pe la nas, cu grijă, și am o fobie de acele, pur și simplu, de când mă știu dintotdeauna am o fobie de acele. Și aici știam deja că o să am acul ăla în spinare pentru anestezie, știam că o să am branulă, urăz branula, deci n-o suport. Am avut branulă începând de aici, aici, aici și aici. Atâtea branule am avut, efectiv, nu mai puteam de nervi, le urăsc din tot sufletul meu, de asta mi-era frică. Deci niciun caz de faptul că voi deveni mămică, de injecții, deci eu am o problemă cu acele. În schimb, N-am avut nicio treabă, nicio problemă, nimic. Adică nu am avut o frică, vreau să zic, de faptul că voi deveni mamă. Asta a fost singura mea frică de aceea în sine. Dar în fine, am fost puternică și am zis, băi, pentru bebe fac asta, nu pentru mine, trebuie să fiu puternică, sigur o să trec peste, dă-o încolo, eu una, că simt o secundă și gata, a trecut. Încercam să-mi pun chestia asta în cap, că imediat o să treacă, imediat, acum îmi bagă branula și gata, nu mai simt după aia. Adică încercam așa să-mi dau o stare de bine singură. Câți ani ai? Am 21 de ani și merg spre 22, voi face 22 de ani în iunie. Câte kilograme ai pus în timpul sarcinii? Eu când am rămas însărcinată aveam 60 de kilograme, iar în momentul în care am născut aveam 69 spre 70. Nu m-am cântărit în ultimele 3 zile, dar ultima dată când mă cântărisem aveam 69,12, ceva de genul ăsta. Deci să zicem că 70 de kilograme, deci am luat cam vreo 10 kilograme sarcina, cam așa. Ce reacție a avut iubitul tău când a aflat că ești însărcinată? El era la muncă când eu am făcut testul ăla, chiar și eu mă pregăteam să merg la muncă. L-am sunat.
Și i-am zis să vin acasă cât de repede poate. El știa că urmează să fac un test. Știa și de pastilele pe care le luam, logic, știa tot. Și am zis să vină cât de repede poate. Plângeam în hohote, eram praf distrusă. A venit acasă, i-am arătat testul, am început să plâng. Și era... Ideea era că el era foarte fericită, dar reacția pe moment n-a fost foarte ok din cauza celor pastile. Era stresat, vă dați seama... Și a început el, de fapt, că eu nici măcar nu eram în stare, că am zis mai devreme că am sunat la doctor și așa mai departe. N-am sunat eu, el a fost cel care a sunat, el a fost cel care s-a interesat, el a fost cel care mi-a făcut programare la un obstetrician. Eu nu am fost în stare să fac nimic, eram plânsă, eram distrusă, mi-era foarte frică de ceea ce ar fi urmat ca... cum să zic, ca veste, adică să-mi zic că, băi, e o problemă că ai luat pastilele astea. Și el a fost a fost foarte puternic. Deci, poate că nu mi-a arătat că era, adică îl vedeam, simțeam că e stresat, dar a fost foarte puternic. Ceea ce îi și mulțumesc că, nu știu dacă nu era el, nu știu ce aș fi făcut. Dar după ce a aflat că bebe bine și așa, a fost foarte fericit, vă dați seama cum să nu fii fericit că urmează să ai o minunăție în viața ta. Cât ai dat pe Apple Watch? O întrebare random între atâtea despre sarcină. L-am primit cadou de la părinții mei de ziua mea acum vreo 2-3 ani, nu mai știu exact cât. Dar dacă la un singur search pe internet, sigur găsești cât costă, nu știu, din câte știu eu, undeva la 20-20 ceva de milioane. Da, e foarte ușor să cauți pe net, să știi, oricum. E o informație pe care o găsești super mega rapid. Când îl botezați pe Flea, ne gândim să îi facem botezul în mai, oricum vreau să fie cald afară, vreau să fie frumos, pentru că nu vreau să răcească în momentul în care va trebui să acolo la biserică să-l bage în apă, în cel bagă, nu știu cum se cheamă chestia aia plină cu apă. Deci, da, oricum, prin mai, pe atunci o să fie botezul. Oricum, dacă o să mă urmăriți pe Instagram, veți vedea cu siguranță, pentru că voi posta de la botez, să fiți siguri. Dacă era fetiță, cum ar fi chemat-o? O să aflați când o să avem o fetiță. Până atunci nu vă zic. Oricum am numele în cap pentru fetiță pregătită de foarte mult timp, de dinainte să aflu ce este și de dinainte să nu înțelegeați. Eu știam că așa o să o chem pe fetița mea și așa chiar o să o chem în caz de o să am o fetiță. Dar o să aflați când o să avem o fetiță. Până atunci nu vă zic. Câte ore a durat cezariana? Eu la 8:30 am intrat în sala de operație. La 8:50 l-au scos pe Flea din burtica mea. Și cred că pe la 9 și ceva, 9:30, să zicem, am ajuns înapoi în salon. Deci cam o oră, cam așa, durează operația în sine. Cum te-ai cunoscut cu iubitul tău sau soțul tău sau cum vreți voi? Momentan este logodnicul meu. Noi ne-am cunoscut prin 2015-2016, pe acolo pe undeva. La dansuri ucrainiene făceam eu, a urmat, adică eu eram deja la dansuri, el a venit după foarte puțin timp după ce m-am înscris eu. Ne-am cunoscut acolo prima dată, stăteam în același cartier și în timp ce mergeam la dansuri ne vedeam în stația de autobuz, pentru că mergeam cu autobuzul și pur și simplu am început să ne prietenim, fiind, na, mergeam în același loc, automat te prieteniști. Apoi ușor, ușor a început să ne ducă ba părinții mei la dansuri, ba părinții lui și așa ne-am cunoscut și părinții, dar gen am fost prieteni foarte mulți ani, până în 2019 am fost cei mai buni prieteni, adică devenisem pe parcurs cei mai buni prieteni și am zilnic, eram foarte buni prieteni, eram cei mai buni, aș putea spune, pentru că nu cred că era zi în care să ies afară și să nu iasă și el cu noi, cu mine și cu cine mai ieșeam. Și în 2019 a început relația noastră. Ce Pampers folosești pentru micuți? Eu folosesc Pampers și de la Huggies. Am folosit și de la Pampers câteva zile pentru că în spital am primit de la ei
Pampers și erau de la Pampers. Dar eu am rămas la Huggies, mi se pare mult mai ok. Cum arată nunta visurilor tale? Nu arată, nu-mi doresc o nuntă neapărat. Dacă e să fie bine, dacă nu, nu. Deci, nu știu, pentru mine o petrecere restrânsă cu familia și prietenii apropiați e mai mult decât suficient. Nu-mi doresc să mă văd mare mireasă sau mai știu eu ce altceva. Părinții tăi pe unde mai sunt? Pentru că nu i-am mai văzut de foarte mult timp pe story, da. Părinții mei sunt cu mine în casă. Eu stau momentan la părinții mei. Noi stăteam doar noi doi singuri, dar pentru că a trebuit să nasc prin cezariană, eram mai mult decât conștientă că o să-mi fie greu. Iubitul meu lucrează și n-ar fi putut să stea cu mine. Asta doar o săptămână după ce am născut. Și știam că trebuie să înceapă munca, logic, pentru că trebuie dinero. Și am zis, m-am hotărât, adică vorbiserăm deja de dinainte să nasc cu iubitul meu, cu părinții mei, și am zis să vin aici, să ne mutăm aici o lună, două, până revin eu cu operația, până când o să pot să mă mișc cât de bine pot eu, să mă ajute mama, nu cu bebelul neapărat, pentru că nu vă gândiți că stă cu el așa ca bunică, logic, ar fi venit oricum să stea cu el și dacă eram în apartamentul nostru. Dar să mă ajute în ce sens? Să spele hăinuțele micul bebelului și pe ale mele, să le întindă, ideea e de greutate, să facă curățenie, să mă ajute cu mâncarea. Eu momentan dorm și alăptez pentru că este foarte obositor, ce drept, și ea mă ajută cu orice ține de casă. Și cel puțin m-a ajutat foarte mult în prima săptămână când v-am zis că mi-era foarte greu să mă ridic din pași așa. M-a ajutat la baie, la duș. Bine, n-aveam neapărat, dar ca de exemplu nu puteam să mă aplec să mă șterg pe picioare. Ea m-a ajutat, nu puteam, mi-era foarte greu să mă aplec să mă îmbrac, m-a ajutat. Adică, na, ar fi fost lucruri pe care puteam să le fac și singură, dar poate că ar fi durat puțin mai mult, așa alegeam să ajute ea. Da, o să stăm aici momentan, până, nu știu, cred că încă o lună, cam așa, cât să se mai liniștească și bebe cu acești colici care ne dau bătăi de cap, cât să, na, să-mi revin și eu total și apoi o să ne mutăm înapoi în apartament. Ce să mai zic? Și nu i-am mai pus pe story pentru că, nu știu, pur și simplu, nu i-am pus, nu știu, nu consider, timpul pentru familia am ținut așa, cu familia. Mă postez pe mine, pe iubitul meu, pe bebe din când în când, dar nu știu, n-a fost un moment în care să zic, bă, hai să vă postez și pe voi. Dacă o să fie, o să-i postez. Cum dintr-un simplu iubit ai ajuns să-ți formezi o familie cu el? Pur și simplu, așa a fost să fie. Imaginează-ți că dintr-un simplu prieten am ajuns să-mi formez o familie cu el, pentru că prima dată, după cum am zis mai devreme, am fost prieteni. Așa a fost să fie. Nu știu. Adică gândiți-vă cum să fii prieten atâția ani cu cineva și pur și simplu și ajuns să ai un copil cu... Nu m-aș fi gândit niciodată, vă dați seama, dacă m-ar fi întrebat cineva doar așa de o relație cu el, aș fi zis, să, ce, nu. Dar pur și simplu, nu știu. Nu am un răspuns pentru întrebarea asta. Așa a fost să fie. Deci nu vă gândiți că, nu știu cum să zic, nu mi-am făcut planul ăsta. Pur și simplu așa a fost să fie. Deci o să vină când o să fie, să știți. Când împlinește bebe o lună? Acum, în februarie, pe 15, împlinește o lună. Cum te-ai simțit după cezariană și dacă încurajezi asta pentru viitoarele mămici? Măi, fetelor, nu știu, nu am cum să vă îndrum să vă zic faceți cezariană sau nu am născut natural. Dacă aș fi născut prima dată natural la prima sarcină și la a doua aș fi făcut cezariană, atunci poate aș fi putut să vin să vă spun, băi, e mai ok așa. Eu am născut doar prin cezariană. Mi-aș fi dorit enorm să cunosc și cealaltă variantă, dar nu s-a putut. A fost greu. Este greu, într-adevăr, dar nu imposibil. Deci, credeți-mă că e... Cum să vă zic? Adică... Nici nu știu cum să explic. A doua zi dimineață, la 5... Deci, eu am născut sâmbătă.
La 8.50 v-am zis că l-a scos pe Flit de la noi din burtică, la 8.30 a început operația, a doua zi, duminică, la 5 dimineața, 15.06 dimineața, eu m-am ridicat din pat. A fost o senzație dubioasă prima dată, pentru că logic, ești tăiat, avusesem și hemoglobina foarte mică față de analizele pe care le făcusem înainte să nasc, ceea ce au speriat puțin medici, dar eu nu am simțit hemoglobina asta, adică nu știu, am simțit așa o mică amețeală când m-am ridicat din pat, ceea ce e și logic, dar după aia nu m-a afectat. Deci m-am ridicat din pat, l-am luat pe bebe în brațe, am stat cu el, l-am alăptat. A fost ok. Nu am avut greu, dar ok. O durere, dar peste care treci. Credeți-mă că treci. Acum, dacă aveți posibilitatea să nașteți natural, încercați. Nu știu ce să vă zic. Nu pot să recomand o variantă, având în vedere că eu pe prima n-am încercat-o. Nu știu ce să zic. Nu știu, chiar nu știu. De câți ani ai TikTok? Am TikTok de pe vremea când se numea Musical.ly, de prin 2014. Tot de pe atunci și fac, na, făceam din când în când, mai postam câte un clip, dar așa de când m-am apucat ca lumea, de prin 2019. E cu minte bebe? Da, este un copil foarte cu minte. Plânge doar când vrea papa și de obicei plânge noaptea, pentru că având în vedere că dorm și eu, nu-l văd când își duce mânuțele la guriță, când scoate limbuța, că atunci văd, dă semnal că vrea să pape și mă trezesc, din păcate, doar când începe să chițăie puțin, să zic așa, și când îl doare burtica. Ziua ca, de exemplu, când îl văd că începe să și începe să zic mâini pe lângă. Știu deja că e foame și dau papa înainte să... Adică îl schimb și apoi dau papa înainte să înceapă să plângă. Logic, n-apucă să plângă. N-apucă încă să chițăie. Dar, în schimb, în rest, e un copil foarte cu minte. Adică, este un bebe foarte cu minte. Doarme când e de dormit, când stă treaz și nu-l doare burtica, stă treaz, uite la televizor în jur, na, ce vede și el. Câte zile ai stat în spital? 3. 3 zile mari și late. M-am internat sâmbătă dimineață și am ieșit luni pe la 12. Deja ne pregăteam să ieșim din spital și pe la 1 pare mi se că am și ieșit. Deja eram în mașină, mergeam spre casă. De câte ori ai încercat până să rămâi însărcinată? E foarte comic, pentru că vă zic cu toată sinceritatea că am încercat de câteva ori. Nu am rămas din prima. Și ca să vă zic așa, au fost câteva, nu știu exact câte luni, nu am stat să le număr, dar au fost câteva luni. Deci au fost luni. Chiar câteva multicele. Jumătate de an. Nu știu exact să vă zic, dar nu am rămas din prima. Bău. E a 11-a mea oară când sunt întreruptă și chiar mă întreb dacă voi termina vreodată această filmare. Rămâne tot timpul. Da, cred. Așa, ziceam că vrem să facem actele odată cu botezul. Nu știu dacă o să ne iasă așa vrem noi. Oricum, repet, o să vă țin la curent, cel puțin pe Instagram, sigur, o să vă țin la curent pentru că o să postez. Oh, ce păr am aici. O să postez mult mai des, de fapt postez mult mai des decât pe YouTube și decât pe... Deci e cam așa, pe Instagram postez zilnic, pe TikTok postez aproape zilnic, iar pe YouTube vom vedea. Deci cam asta e cununtar, nu știu dacă vom face și cununia religioasă, dar prea curând vreau să zic, sau dacă o vom face, nici nu știu, dar actele vrem să le scoatem acum odată cu botezul lui bebe. Până la câte luni o să-l alăptez pe Flea? Nu știu. Vreau să-l alăptez primele 6 luni 100%. Asta dacă nu pierd laptele sau ceva. Deci dacă am lapte, vreau să-l alăptez primele 6 luni. Dar, dragilor, și cam acestea au fost întrebările voastre. Majoritatea au fost despre sarcină. Era și logică despre asta. Vreți să aflați cei mai mulți. Cam acesta a fost Q&A-ul pe care l-am avut. Au durat foarte mult timp să-l filmez. M-am apucat pe la vreo 7. 6:30, cred, nu chiar 7. Și este 9 ceasul. N-a durat mult, da. Sper să nu dureze foarte mult nici la editat. Mă bucur că m-am reapucat de YouTube.
Acum sper să mă reapuc constant, nu doar acum un clip și cine știe când al doilea. Să-mi lăsați încă sute de comentarii ce vreți să mai vedeți pe YouTube. Am înțeles foarte clar de pe Instagram, pentru că vreți să vedeți daily vloguri cu bebe, o să și fac, dar când o să avem o zi puțin mai activă, așa o zi în care eu doar stau și îl alăptez când se trezește el că vrea papa, n-ar fi destul de plictisitor. Deci când o să avem o zi puțin mai activă, o să fac și un daily vlog cu bebe. În rest, să-mi spuneți ce mai vreți. Eu o să încerc să fac și ceva stil make-up, o să, nu știu, o să văd. Dar dacă vreți ceva în special, aștept să-mi spuneți cu mare drag, iar eu voi încerca să fac challenge-uri, etc. Ce să vă mai zic? Mă bucur că mă urmăriți și că sunteți aici cu mine. Puteți să începeți să mă urmăriți și pe TikTok și pe Instagram, dacă nu o faceți deja. În rest, ce să zic, apăsați clopoțelul aici la mine pe canal, abonați-vă. Și ne vedem la următorul vlog. Vă pupicesc!